Hai noroc, bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi suntem pe panelul de la Green Bucket, fraților, fiindcă așa cum vedeți și în titlu, mi-au spart ăștia contul, frate, adică nu știu cum să vă spun, dar mi-au spart contul. Nu știu cine mi l-a spart, dar o să vă arăt și vouă în ce mod mi-a spart contul. Deci hai să băgăm aici username-ul meu. Știți că username-ul meu este ăsta, Răzvan Cr. Aoleo. Răzvan Cr, ăsta este username-ul meu și o să-mi introduc și parola pe care eu o aveam la cont. Da? O să dau login și îmi spune username, incorrect username and password. Dau aici forgot your password, așa, click here. Adică să-ți recuperez parola. Îmi bag aici username-ul, dau I am not a robot și dau recover password, da? Și îmi spune că code send, the verification code was sent to ahra@gmail.com. Please check your email, also check the spam folder, da? Deci acesta nu este emailul meu. Eu am intrat pe mail să văd pe mailul pe care aveam setat contul, să văd dacă mi-au spart cumva și mailul, să văd cum au schimbat ei de pe mailul meu pe mailul lor, fiindcă trebuie să confirmi de pe mailul tău că vrei să schimbi, să înlocuiești mailul cu un alt mail. E bine, m-am uitat pe mail și nu mi-a venit niciun cod de genul. Haideți să dăm aici și la caută un jucător și să mă caut pe mine. O să dau search și dau Răzvan Cr. Ăsta este contul meu, Răzvan Cr. Level 13, așa, nu mai contează. Faza e că ultima dată au fost online pe 10, atunci când au intrat ei, fiindcă eu mai aveam două mașini pe cont, un Buffalo și un Sand King, și cred că mi-au luat și banii, că mai aveam undeva pe la 20 de caca. Dar oricum, doar au intrat, mi-au spart contul, mi-au schimbat mail-ul, chestiile alea, l-au pus pe mail-ul lor, au schimbat parola și au mutat ei pe alt cont de-a lor sau au vândut ce aveam eu pe cont și a rămas contul așa, probabil că o să-l vândă sau nu, dar eu nu mai am nicio șansă să mă loghez pe cont. Am aflat pur și simplu că mi-au spart contul, eram într-o zi, mă plictiseam, de fapt pe data de 11, acum două zile mai exact, eram acasă, mă plictiseam, era foarte cald afară și am zis, bă, hai să intru și eu pe Green, că n-am mai intrat de mult, văd și eu cum mai e lumea pe acolo, dacă tot am cont și așa mai departe, văd și eu care mai e lumea pe acolo. Și când bag parola, incorrect password, bă, am băgat-o încă o dată, am crezut că e cu caps lock, nu, am mai intrat odată, am văzut că nu e. Am intrat pe panel, nu mergea, când am dat să-mi trimită parola pe mail, am văzut că e contul schimbat pe mailul lor, am văzut că după când am căutat aici la caută un jucător, că m-am căutat pe mine, am văzut că nu mai am mașinile pe cont și am zis clar, ăștia mi-au spart contul, mi-au luat mașinile, mi-au luat banii, tot, mi-au lăsat contul gol și la ei cu e-mail, cu tot ce trebuie. Na, deci mie oarecum 50 de lei s-au dus pe pulă, fiindcă așa este, da? Deci nu mai am nimic, contul mi-a fost spart. Asta e. Bă, să înțelegeți că, na, ăsta nu e un videoclip de hate pe care îl fac eu acum, că mi-au spart contul, pur și simplu am vrut să împărtășesc și cu voi că mi-au spart contul, frate, ceea ce, na, nu, pe mine mi se pare normal. Nici nu știu de unde m-au găsit, cum m-au găsit, probabil că m-au văzut pe YouTube. Asta e, mi-au spart contul, n-am ce să spun. Da, asta e, mi l-au spart. Am vrut să vedeți și voi. Aia e. Multă muie celor care mi-au spart contul. Sper să moară, din partea mea moarte ușoară, să nu se chinuie. Ăsta a fost clipul. Atât am vrut să vă spun. Și multă muie celor care mi-au spart contul încă o dată. Vă salut.